Bun găsit, doamnelor și domnilor! La jumătatea lui septembrie, știți, în fiecare an avem o sărbătoare închinată unui semn și unei atitudini. E vorba de înălțarea Sfintei Cruci, o sărbătoare care ne duce cu gândul la gestul suprem al sacrificiului Mântuitorului Hristos pentru noi, oamenii, pe cruce, pe acest obiect de tortură considerat până la un moment dat transformat prin jertfa lui într-un altar. Vorbim despre această sărbătoare la jumătatea lui septembrie pe care o anticipăm acum pentru că în București se desfășoară, au loc niște manifestări deosebite într-o biserică ce păstrează o bucățică din lemnul Sfintei Cruci, lemnul acela original pe care Mântuitorul Hristos s-a răstignit. E vorba de parohia Sfântul Vasile cel Mare și înălțarea Sfintei Cruci de pe calea Victoriei. Și ne-au obișnuit slujitorii acestei biserici, iată, de 10 ani să organizeze în 14 septembrie, de fapt cu câteva zile înainte, o procesiune intitulată Calea Crucii, care se va organiza și anul acesta. În ce condiții? Pentru că ne aflăm în niște condiții speciale, nu-i așa, din cauza acestor restricții impuse de pandemie. Ne va spune despre aceste condiții și despre procesiunea de anul acesta mai multe părintele Cristian Trandafir, care este în studioul nostru, e invitatul în biserica azi. Bine ați revenit la Trinitas TV, părinte Trandafir. Vă mulțumesc pentru invitație și rugăm pe Dumnezeu să ne ajute în lucrurile pe care le avem de săvârșit. Ca să vorbim despre Sfânta Cruce, o Sfântă Cruce pe care, iată, o păstrați o mică părticică, pentru că, trebuie să spunem, crucea Domnului, aceea pe care s-a răstignit după ce a fost descoperită, a fost împărțită în mai multe fragmente care se găsesc, am putea zice, în toată lumea, cele mai multe în răsăritul nostru ortodox și, iată, și în România. Nu este singurul loc din România în care se găsește un fragment din Sfânta Cruce, mai este, mi se pare, Mănăstirea Lupșa, mai e la Căldărușani, un fragment foarte mic, sunt câteva biserici care Mănăstirea Miclăușani, da? Ați zis? Căldărușani. La Căldărușani, la Țigănești și la Miclăușani în Iași. Dar dumneavoastră păstrați în biserica pe care la care sunteți paroh, o bucățică din lemnul Sfintei Cruci, care se află cum? În ce formă o aveți la închinare, o păstrați, desigur, ca pe un odor sfânt? De principiu, lemnul Sfintei Cruci, așa cum bine ați spus, el a fost împărțit. De ce? În urma unui eveniment din anul 600 și ceva, când perșii au luat acest lemn al Sfintei Cruci din Ierusalim. E bine, în vremea aceea, lemnul crucii fusese dus în Persia și acolo, în capitala Persiei, a săvârșit multe minuni. Foarte mulți dintre oamenii care nu erau credincioși au primit tămăduiri și, bineînțeles, ajutorul la Dumnezeu în chip minunat, astfel că au venit la credință. Însă, în urma războiului cu Hosroe, împăratul bizantin a reușit, în urma unor lupte deosebite, să readucă lemnul Sfintei Cruci în Ierusalim. Ori, în urma acestor evenimente dramatice, s-a hotărât ca acest lemn al Sfintei Cruci să fie împărțit, ca nu cumva el să dispară pentru totdeauna. Era posibilitatea aceasta să dispară și să nu mai existe pe pământ. Ori, s-a hotărât ca el să fie împărțit în fragmente mai mari sau mai mici, unele păstrate în cele mai mari, să zicem, centre ale ortodoxiei noastre, biserici foarte mari sau importante pe teritoriul bizantin, dar cu timpul ele au ajuns să se împartă firicele foarte subțiri la diferite biserici sau mănăstiri, cum se află și la noi în țara noastră. Am putea spune și de faptul că unii dintre marii noștri domnitori chiar au contribuit la mănăstirile din Sfântul Munte Atos cu danii, însemnând în oferirea lemnului Sfintei Cruci fragmente mai mari, cum s-a întâmplat și la mănăstirea Dohiariul, de unde provine un fragment și lemnul
crucii pe care noi îl avem în biserica acum. Deci originea acestui fragment din biserica din București este mănăstirea atonită Dochiariu. Dochiariu, da. Ori, sigur că fragmentul pe care îl deținem noi a fost cercetat de mai multe ori, nu este prima dată. De fiecare dată s-a constatat veridicitatea atât a lucrării care îl încheie, dar, bineînțeles, și a faptului că provine din mănăstirea Dochiariu. Aveți un document? Există un document deocamdată nu a ieșit la iveală, însă știm despre ieșirea din mănăstire a unui bătrân fost tareț cu acest lemn al Sfintei Cruci care a venit la noi în țară. În chipul acesta de a dobândi, să spunem noi, milostenie pentru refacerea mănăstirii Dochiariu și, bineînțeles, care a rămas la noi în biserică. Se pentru întâmpla că când? Se întâmpla undeva în jurul anilor 1770. Uh-huh. Pentru că era acest obicei deosebit de a venit cu diferite relicve sfinte, între care Sfinte Moaște sau lemnul Sfintei Cruci, pentru a fi puse spre închinare, spre folos și, bineînțeles, spre vindecare. Se constată că în istoria noastră românească au fost și domn sau domnitori care au avut parte de astfel de, să spunem noi, minuni, în urma cărora s-au oferit foarte mari danii pentru mănăstirile din Sfântul Munte Atos. Deci era un lucru firesc, normal. Prin mijlocirea unui obiect sfânt și nu a unei persoane sfinte. Desigur, obiectul trimite la persoana Mântuitorului Hristos pentru că pe lemnul Sfintei Cruci Hristos și-a, zicem așa, însemnat iubirea supremă față de om și și-a dat viața pe acest lemn și de aceea el este un obiect deosebit și iată atât de venerat, pentru că trebuie pe lângă episodul pe care l-ați menționat cu răpirea lemnului Sfintei Cruci din secolul al VII-lea și readucerea sau recucerirea lui de către împăratul bizantin Heraclie, au mai fost câteva episoade când s-au luptat creștinii pentru recuperarea sau pentru dobândirea unui fragment din lemnul Sfintei Cruci. Și în timpul cruciadelor s-a pierdut o bucățică din lemnul Sfintei Cruci. O parte din aceste fragmente au fost duse în creștinismul din vest, a ajuns la Roma, a ajuns prin Franța. Se mai găsesc în unele biserici, chiar și în Spania se găsește o bucățică din acest lemn al Sfintei Cruci. Dar vă întrebam în ce formă această așchie pe care o dețineți dumneavoastră e expusă, e într-o raclă, e într-o... În ce formă e prezentată pentru închinare? Acest fragment din lemnul Sfintei Cruci pe care îl păstrăm în biserica noastră a ajuns la noi într-o răcliță sub forma unei evanghelii. Evanghelia aceasta, practic, era o copertă din lemn care arăta pe din afară ca o evanghelie, ca o carte, zugrăvită, bineînțeles, în culori purpurii, și, bineînțeles, că înăuntru desenată cu cerneală de aur. Uh-huh. Scrierile sfinților, spre exemplu, este cu cerneală de aur, iar pe partea dreaptă, cărții, în interior, se păstrează lemnul Sfintei Cruci îmbrăcat într-un argint și bătut cu pietre scumpe și aurit pe anumite suprafețe, mai ales lemnul Sfintei Cruci, care se poate extrage de acolo, este făcut în așa fel încât să se poată ridica și se pune într-un postament special, bineînțeles, pentru a se putea binecuvânta poporul sau a putea fi folosit în Sfânta Liturghie sau în diferite slujbe. Deci, lemnul Sfintei Cruci, pe care îl avem, se pare că este cel mai mare fragment din lemnul Crucii lui Hristos, care se află în România. Uh-huh. El probabil că are în jur de 10 cm înălțime, este un fragment mic, dar pentru noi este cel mai mare din țară. Și cu toate acestea, deși ar părea mică, ne invită, iată, la săvârșirea mai multor evenimente care să
aduc aminte numai de jertfa Mântuitorului Hristos, dar mai mult și mai mult de urmarea jertferniciei, așa cum ne-a arătat-o El pe cruce. Pășirea pe aceeași cale, pe aceeași cale a crucii. Și ziceam că e al 10-lea an în care organizați o procesiune, un pelerinaj deosebit, la care în anii trecuți au participat foarte mulți credincioși. Ne aducem aminte până acum vreo 2 ani, nu? Toată Calea Victoriei era cuprinsă în această procesiune, dar în momentul de față manifestările se desfășoară într-un cadru mai restrâns. Vorbiți-ne despre cum se vor desfășura ele anul acesta, al doilea an, iată, de pandemie. De pandemie, da. Având în vedere, pe de o parte, situația, să spunem, medicală, delicată, prin care am trecut, iar pe de altă parte, dificultățile majore, administrative, pe care le întâmpinăm în organizarea acestui pelerinaj, am constatat faptul că ar fi mai bine ca acest pelerinaj să îl reorganizăm într-un chip mai mic, restrâns, ca, să spunem, ca o sinteză a lui, astfel încât ne vom rezuma la înconjurarea bisericii cu lemnul Sfintei Cruci și anul acesta am primit binecuvântarea să aducem racla cu moaștele Sfântului Luca al Crimeei, care a fost medic și arhiereu în Crimeea și Simferopol. Și bineînțeles că ne aduce nouă lumină, mai ales în contextul acesta pandemic și, de ce nu, de criză umanitară și mai mult decât atât de criză spirituală în lume, pentru că umanitatea suferă îngrozitor de lipsa aceasta de duhovnicească și trebuie să o readucem în văzul credincioșilor și în inima lor. O să ne referim puțin, dar ceva mai încolo, la personalitatea aceasta mare a Sfântului Luca al Crimeei. Moaștele le aduceți de undeva de la o biserică de spital din București. O să ne spuneți mai multe detalii. Dar deocamdată să rămânem la această nevoie de a îmbogăți sărbătoarea cu procesiune. Ați simțit nevoia acum 10 ani, nu? În 2011 au început toate aceste manifestări. De ce? Ca să există o cinstire mai mare a lemnului, a odorului sfânt pe care l-aveți în biserică, pentru a arăta lumii ceva, care a fost rațiunea pentru organizarea dintr-un început a acestor manifestări, pelerinaj, procesiune, Calea Crucii, scară către cer, cum i-ați zis. Da, motivele au fost multiple și toate ne-au invitat la, să spunem, o jertfelnicie mai mare. În primul rând, nu trebuie să uităm faptul că pe Calea Victoriei, în perioada interbelică, exista o procesiune pe Calea Victoriei. Chiar și de Bobotează, când la care participa chiar regele. În al doilea rând, nu trebuie să uităm faptul că a existat această procesiune în Ierusalim și, bineînțeles, că ori de câte ori se face înălțarea Sfintei Cruci în Ierusalim, se poartă lemnul Sfintei Cruci în jurul acestui complex al mormântului sfânt și, bineînțeles, se fac ample manifestări. În al treilea rând, faptul că pe Calea Victoriei au trecut armatele române, amintind de jertfa pe care au făcut-o pentru patrie și pentru credință. De ce? În contrast cu existența unui bust al lui Kemal Atatürk, care era părintele turcei moderne, sigur că simțeam nevoia să afirmăm și noi rădăcinile noastre ale jertfelniciei patriei noastre și ale credinței noastre, și anume crucea lui Hristos. De aceea, în 2011, am plasat o truiță, monument, în parcul Nicolae Iorga, loc în care trebuia să ajungem cu racla în care se afla lemnul Sfintei Cruci. Era, să spunem, un pelerinaj care avea să aducă în cetate, prin cântări și rugăciuni, Sfințenia lui Dumnezeu. Să reafirmăm credința noastră în jertfa lui Hristos și, bineînțeles, atașamentul nostru față de valorile morale strămoșești. Sigur că toată această procesiune pe care noi am gândit-o a fost o procesiune care avea să reîmprospăteze Duhul și viața
credincioșilor și nu numai, să ne aducă un pic de bucurie duhovnicească. Noi am propus în programul nostru de anul acesta și vizionarea unui film, și anume despre viața Sfântului Luca al Crimeii, pe care îl vom difuza la biserică, probabil în curtea interioară, sâmbătă seara, după ce aducem moaștele Sfântului Luca, în jur de ora 16. După aceea vom face o vecernie cu litie, vom vorbi puțin despre Sfântul Luca al Crimeii și vom difuza acest film, care este impresionant. Iar simțămintele care ies de acolo, din trăirile respective, cu adevărat ne fac și pe noi să luăm aminte la multe lucruri din viața noastră. Drept pentru care și procesiunea aceasta era o invitație a celor care ne vedeau, a celor care puteau să ne urmeze. Era o mărturisire în cetate, o asumare a credinței noastre, chiar și, să spunem, o asumare a unui vot de blam pe care unii dintre oameni ar putea să ți-l dea. Practic este o asumare a unei, să spunem, credințe interioare pe care nu trebuie să o oprești și nu se putea ca noi să avem lemnul Sfintei Cruci în biserică și să nu-L mărturisim pe Hristos, cel răstignit și înviat pentru mântuirea noastră. Deci un mod de a mărturisi mai mult decât o facem atunci când mergem la liturghie sau la slujbele bisericii în interiorul zidurilor. O nevoie de a mărturisi în afară și la fel o nevoie de a manifesta bucuria mărturisirii, pentru că a mărturisi nu e așa o obligație, ci e o bucurie care vine din simțământul credinței, din trăirea autentică a ei, până la urmă. Sigur, este un fel de a-ți exprima, cum să spunem, credința încetate, dar aducând binecuvântarea ei. Uh-huh. Un lucru interesant este O binecuvântare pe care poate unii nu o percep sau nu o consideră binecuvântare, dacă sunt departe de fenomen sau de ceea ce se întâmplă în biserică, dar importantă este legătura celui care crede în Dumnezeu cu Dumnezeu, care trimite binecuvântarea, până la urmă, și peste cei care nu cred în binecuvântarea asta. Este adevărat, dar să știți că de fiecare dată când ieșeam din biserică cu lemnul Sfintei Cruci, foarte mulți se adunau în jurul răclei cu o bucurie nemai întâlnită. Această bucurie s-a păstrat, nu știu dacă a fost surprinsă de camera de luat vedere, dar vă spun sincer că ea era trăită într-un mod aparte. Felul în care pășai pe stradă cu lemnul Sfintei Cruci, înconjurând un parc cu cântări și rugăciuni. Cu un pas solemn, pentru că asta e procesiunea. Absolut, absolut. Aducea o altfel de trăire. O trăire pe care noi nu trebuie să o lăsăm în ascuns. Este o trăire pe care trebuie să o aducem în cetate, pentru că, de fapt, dacă vă uitați, marele minuni s-au întâmplat și în cetăți datorită faptului că oamenii au ieșit în procesiuni cu lemnul Sfintei Cruci și nu numai cu icoane. Mi-aduc aminte acum când au fost incendiile din Evia. Din Grecia, da. Și mărturisirea unui preot de acolo, din Evia, exact de unde era, cum să spunem, localitatea Sfântului Cuvios David, dar și la Sfântul Ioan Rusu, mărturiseau cum, înconjurând orașul cu moaștele sfinților, pur și simplu a început să plouă, dar o ploaie atât de abundentă și de binefăcătoare, încât în chipul minunat a stins incendiul care stătea să aprindă întreg orașul și nu numai de atâta, dar s-a constatat pe toate canalele meteo și pe toate, să spunem, aparatele meteo că nu exista niciun nor înainte de această procesiune. Deci, prognoza nu era de ploaie. Prognoza nu era nici de cum de ploaie. Mm. Deci lipsă totală de nori, dar aminte de, să spunem, precipitații abundente. Da. A circulat și pe internet o imagine care trebuie probată ca și realitate, cu o mănăstire înconjurată de păduri arse, focul se oprise în jurul mănăstirii, adică era un fel de insulă de verdeață într-o mare suprafață de tăciune, și, să zicem, da. De tăciune și cenușe, care nu putem să o explicăm cu legile astea fizice sau știu eu ale
chimiei, ci doar așa, printr-o explicație a credinței, că Dumnezeu ocrotește cu puterea Lui și numai de El știută rațiune unele locuri. Citind despre pelerinaje legate de Sfânta Cruce, am găsit și informația că cel mai mare fragment din Sfânta Cruce se află la o mănăstire atonită, Hiropotamu, din muntele Athos, și că în secolul al XVIII-lea o localitate pe nume Petrocherasa au rugat, locuitorii se confruntau cu o molimă, dar nu era o epidemie, pentru că era localizată acolo în regiune, și au rugat pe călugării de la Hiropotamu să vină într-o procesiune cu lemnul Sfintei Cruci pe care îl dețin acolo la mănăstire, și au făcut o procesiune în jurul localității. E atestat în secolul al XVIII-lea, 1700 și ceva, și s-a întâmplat ca acea molimă să înceteze, adică să se împuțineze cazurile de infectare și să revină la starea de sănătate de dinainte de boală. Iată că se pot întâmpla lucruri minunate și atunci când nu cinstești doar o persoană sfântă, ci și un obiect sfânt. Aș vrea să vorbim puțin despre acest cult pe care noi îl dăm Sfintei Cruci în Ortodoxie. Desigur, și în catolicism crucea este cinstită ca obiect sfânt, dar există porțiuni, să zicem, felii din creștinismul global care contestă, să zicem, o relație de cinstire cu un obiect, cum ar fi chiar și Sfânta Cruce. Cum argumentăm noi această relație pe care o avem cu Sfânta Cruce pe care o cinstim? Părintele Arsenie Boca spunea că nu există sfinte moaște mai sfinte decât lemnul Sfintei Cruci. Mm-hmm. Opinia aceasta a fost împărtășită datorită faptului că a fost și este altarul de jertfă al lui Hristos pentru întreaga umanitate. Dacă facem o paralelă cu, să spunem, trupul Maicii Domnului, din care s-a născut Hristos și în care a stat focul Dumnezeirii și prin care se spune că nu putea ca acest trup care a ținut focul Dumnezeirii în pântece și nu s-a ars, precum rugul de odinioară din care vorbea Dumnezeu, și nu putea să rămână, să spunem, pe pământ, l-a luat în ceruri ca să fie transfigurat și, bineînțeles, să fie părtășie a împărăției. Deci a rămas în dimensiunea aceasta stricăcioasă, sigur, a materialității, sigur, care se degradează. Tot așa și, să zicem, lemnul Sfintei Cruci a primit puteri extraordinare, lăsându-se dumnezeire sau putere din dumnezeire în, să zicem, în acest fragment de lemn de pe pământ pe care s-a răstignit Mântuitorul Hristos. Foarte interesant este că extragerea acestui lemn nu a fost întâmplătoare, și că există chiar o istorie a felului în care s-a extras lemnul acesta pentru crucea lui Hristos. Trebuie să spunem că la o distanță de sute de ani față de momentul răstignirii. Era în anul 327-330, nu? Pe vremea Sfinților Împărați Constantin și Elena la Ierusalim. Atunci s-au făcut săpăturile arheologice și a fost descoperit lemnul Sfintei Cruci. Da, atunci a fost descoperit lemnul Sfintei Cruci de către împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, care avea o evlavie extraordinară și o iubire față de Dumnezeu deosebită, dar și o smerenie, o simplitate aproape inexplicabilă pentru noi, cum o împărăteasă, cu o demnitate și cu o așezare, cu o postură impresionantă, se purta atât de firesc și atât de simplu, îmbrăcată, dar cu o ardoare în a căuta crucea lui Hristos și în a împărtăși, a împărți cu generozitate darurile ei încetate, astfel încât foarte mulți săraci o urmau, și bineînțeles cei care au săpat acolo au săpat cu un zel, să spunem, extraordinar, tocmai pentru această, cum să spunem noi, dragoste a împăratului și a împărătesei pentru crucea lui Hristos. Însă, eu făceam refer la faptul că lemnul Sfintei Cruci, spre exemplu, a fost luat după o tradiție bizantină foarte veche, dintr-un copac care se numea copacul blestemat.
Uh-huh. Istoria acestui copac se pare că își are origine undeva în vremea lui Avram și Lot, când au ars cetățile Sodoma și Gomora. Se pare că Lot a fost scăpat de înger, însă după cum ne aducem aminte, soția lui, uitându-se înapoi spre cetăți, s-a transformat într-o stâlp de sare după, să spunem, profețiile pe care le făcuse îngerul, de a nu se privi înapoi. Însă fiicele sale, ale lui Lot, mergând cu el în pustie, crezând că este sfârșitul lumii, ca să se, să spunem, înmulțească nou lumea pe pământ, au păcătuit cu tatăl lor. La trezirea din această beție prin care tatăl său fusese, să spunem noi, introdus, l-a găsit pe Avram, unchiul său, și a spus un lucru deosebit, că acest canon va trebui să fie spălat cu o anumită sarcină. Și i-a dat trei semințe. Trei semințe de copaci arbori, între care chiparos, un stejar, am impresia, și încă o altă esență de pin, și pe care trebuia să le planteze undeva în Ierusalim și să le ude coapă din Iordan. Uh-huh. Acest lucru nu s-a întâmplat ușor, pentru că vrăjmașul se pare că lucra împotriva lui Lot, tocmai ca să se prelungească o sânda. Și s-a întâmplat, până la urmă, să aducă apă până de la Iordan, și a udat și a avut grijă de acest copac. A devenit un copac cu trei esențe, da? Pentru că le plantaseră practic în același mănuchi de pământ, și din el s-a extras lemnul crucii pentru Hristos. Era un copac socotit blestemat, și prin aceasta vrea să atragă atenția faptului că Mântuitorul Iisus Hristos ar fi cumva blestemat. De aceea s-a socotit că este un obiect de ocară, un obiect de o sândă, mai ales și prin felul în care a fost răstignit. Însă Sfântul Apostol Pavel ne atrage atenția că pentru necredincioși este nebunie, dar pentru noi este mântuire, și mai mult decât atâta, este începutul înveșnicirii noastre, urmarea lui Hristos, și toate prin roadele crucii le putem dobândi, încă și botezul care este din roadele crucii lui Hristos. De aceea... Dar, părinte, de ce nu rămânem la atitudinea de jertfă, de sacrificiu, și mergem mai departe, cinstind acest obiect, pur și simplu, pentru că, așa cum spuneam, au murit oameni pentru căutarea lui, pentru recuperarea lui, pentru dobândirea lui, s-au plătit sume imense pentru unii împărați din vest, au cumpărat pe bani grei, din răsărit, bucățele din Sfânta Cruce ca să le ducă în lumea în care trăiau ei, de exemplu în Franța, la Roma. De ce acest atașament față de un material, un lemn? Oamenii au avut încredințarea faptului că Dumnezeu a lăsat o mare putere în acest lemn al crucii, și că Mântuitorul Hristos ne-a îndemnat să urmăm crucii și să ne jertfim. Încă din Evanghelie observăm că cel ce voiește să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Uh-huh. Evangheliile ne vorbesc despre urmarea crucii, chiar înainte ca el să se răstignească. O anunță, nu o dată, de mai multe ori, chiar și după coborârea de pe Tabor, când s-a schimbat la față, și înaintea momentului răstignirii, iată, a venit momentul ca Fiul omului să se răstignească. Deci Mântuitorul Hristos știa foarte bine ce avea să se întâmple cu sine, știa că trebuia să se răstignească, și, bineînțeles, dacă sângele lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a scurs pe el, și dacă noi am câștigat, practic, totul s-a schimbat prin această, cum să spunem, acest moment zero. Un moment crucial. Un moment crucial. Însemnat de cruce. Însemnat, iată cum a rămas și în istorie. Sigur că toate au dat o putere crucii. Și, într-adevăr, când s-a descoperit lemnul Sfintei Cruci, ne aducem aminte că patriarhul nu știa care este crucea lui Hristos. Și atunci, din mila lui Dumnezeu, a primit acest gând să atingă cele trei cruci de un cortegiu, de fapt, de un mort care trecea nu din întâmplare, probabil providențial pe acolo. Era vorba chiar de o femeie, și dacă crucea lui Hristos
va fi fost aceea, cu siguranță se va fi întâmplat un lucru minunat cu mortul acela. Și într-adevăr, mortul a înviat. Deci dacă a dat viață unui om mort, dus spre groapă, și dacă multe astfel minuni s-au întâmplat în istoria noastră de peste 2000 de ani, vă dați seama că mulți și-au dorit ca acest lemn din credință și din pioșenie, din nevlavie, să îl aibă acolo în față spre a se închina și, bineînțeles, spre a-l săruta. Foarte mulți au dorit să fie aproape de Hristos. Și cum puteți să fii mai aproape de Hristos? Decât adorând și, să spunem, cele mai intime lucruri prin care Hristos ne-a adus mântuirea. Noi avem un obicei ca atunci când vedem suferința cuiva să ne închinăm suferinței sale. Ori dacă Hristos prin patimile sale și prin obiecte de tortură ne-a adus această, să zicem, bucurie a mântuirii și a întrezăririi raiului, bineînțeles că și noi sărutăm cu sfială acele obiecte tocmai pentru a fi aproape de patimile și, bineînțeles, de cele pe care Hristos ni le-a oferit nouă ca îndreptare. Nu puțin este lucrul acela, aduceți-vă aminte, când Mântuitorul Hristos i-a invitat pe apostoli, când el pătima în grădina Ghețimanii, și i-a invitat să se roage împreună cu el, să fie alături. Rugați-vă și privegheați, căci iată, vin vremuri foarte grele și cumplite. Și întotdeauna rugăciunea și, să spunem, bineînțeles, evlavia față de cele sfinte ne-au adus pe noi, ne-au readus pe noi în planul dumnezeirii. Și asistăm anul acesta la o asociere fericită, zic eu, asociați Sfânta Cruce, lemnul Sfintei Cruci, cu un sfânt care a pătimit mult, Sfântul Luca al Crimeii, și chiar remarca la un moment dat, după suferințe, după prigoane, pentru că a suferit în timpul regimului bolșevic din Rusia, Sfântul Luca, remarca, spunea cu bucurie că a iubit pătimirea și s-a bucurat că a suferit atât pentru credință, pentru că pătimirea, suferința, curăță sufletul. Este cea mai bună curățitoare de cele spirituale, de suflet. Sfântul Luca al Crimeei, aduceți o părticică din moaștele sale care se păstrează la capela spitalului Parhon din București. O aduceți spre închinare la biserica Sfântul Vasile cel Mare de pe Calea Victoriei. Să vorbim puțin despre acest sfânt doctor fără de arginți, contemporan aproape cu noi, pentru că a murit în 1961, nu? Exact. A trăit în secolul, sfârșitul secolului 19 și mare parte din secolul 20. Sfântul Luca al Crimeii este o personalitate covârșitoare și, într-adevăr, s-a adăugat jertfei lui Hristos într-un chip deosebit. Nu este întâmplătoare nici aducerea lui în acest an lângă lemnul Sfintei Cruci, în contextul în care noi trăim sau retrăim frica unei reînviere a pandemiei. Uh-huh. Sfântul Luca al Crimeei a trecut atât printr-o perioadă de răzvrătire totală bolșevică. Până în 1917 în Rusia a fost o dezordine extraordinară. Au murit oameni, mulți s-au împușcat, au fost revoluții deosebite, dar, bineînțeles, a trecut și prin perioada asta a celui de-al doilea război mondial și cu atât mai mult cu cât el a suferit 3 exiluri și, bineînțeles, 20 de ani de închisoare. Trebuie să spunem că era medic de profesie, un medic strălucit, un chirurg foarte bun. Nu numai că era un chirurg extraordinar, a fost și este o personalitate marcantă medicală și, bineînțeles, care a scris tratate de medicină despre, să spunem noi, infecții, uh-huh, care au luat premii în vremea aceea, premiul Stalin, spre exemplu, după ce fusese scos din închisoare și după ce a fost trecut în toate exilurile posibile și imposibile. Până și comuniștii au trebuit să recunoască valoarea științifică și academică a acestui om, un medic foarte credincios în ciuda tuturor prigoanelor. Nu numai că i-au recunoscut meritele,
științifice, dar mai mult decât atât i-au recunoscut jertfelnicia față de oameni. El a operat oamenii din ambele tabere. A fost acuzat pentru aceasta și închis, pentru că a operat soldați albi. Da. Da? Și, bineînțeles, pentru faptul că purta în sala de operație o icoană a Maicii Domnului, de care nu s-a dezis și, bineînțeles, a trăit o viață extraordinară. Sfântul Luca al Crimeii s-a născut în 1887 într-o familie nobiliară. Era de familie bună, a primit o educație extraordinară și totuși avea niște tendințe spre sensibil, spre frumos. I-au plăcut artele, îi plăcea să deseneze foarte mult. De fapt, eu cred că urmărea în atitudinea omului acele stări deosebite de tristețe, de bucurie, pe care vrea să le surprindă în diferite, să spunem, în diferite planșe. Însă, mai mult decât atât, și-a dat seama de faptul că el dorește să ajute oamenii. Și atunci a cotit-o de la facultatea aceasta din Kiev, a cotit-o spre facultatea de medicină. Da. Într-un chip inexplicabil. Și a făcut medicina cu dorința de a se jertfi pentru oameni, de a aduce mai multă sănătate și mai puțină suferință în lume, acolo unde, bineînțeles, există neputință. Și după aceasta, sigur că da, a fost numit undeva în Tashkent șeful spitalului de acolo, unde se dusese împreună cu soția sa și cu 4 copii, dar pentru că soția lui a murit de tuberculoză și, bineînțeles, pentru faptul că revoluția aceasta bolșevică adusese foarte multă suferință acolo și spuneam că el a operat și pe unii și pe alții, a fost acuzat și cu toate acestea și-a văzut în continuare de dragostea aceasta de a îngriji oameni, indiferent de situația în care se afla. Și episcopul locului l-a rugat să se facă preot. De fapt, el s-a făcut monah după moartea soției sale și l-a mărturisit pe Hristos. Numele, avea numele de Valentin înainte. Valentin Voin Iasenețchi îl chema cu numele exact întreg, dar și apoi acum a luat numele de Luca, de monah, de călugăr. Nume luat după Sfântul Apostol Luca, care a fost și medic. Și medic și pictor. Și pictor. Iată că și el avea aceleași îndeleniciri, la fel ca Sfântul Apostol Luca. Și bineînțeles că probabil Sfântul Apostol Luca a vegheat asupra jertfelniciei arhiereului Luca al Crimeii de acum, dar în vremea respectivă fusese numit chiar episcop la Tashkent. Pentru dragostea sa, el venea... De altfel, avusese așa o presimțire sau un gând venit, desigur, de la Dumnezeu, că atunci când începuse să scrie un tratat despre infecțiile acestea și tratamentele, un tratat științific, i-a venit gândul ce ar fi să fie semnat de un nume de episcop, acest tratat pe care începuse să-l elaboreze. Și iată că gândul i s-a împlinit, pentru că a fost așa un fel de profeție din partea lui Dumnezeu. Probabil că Dumnezeu a avut, cum să spunem noi, chiar și prin crucea aceasta pe care a avut-o grea, trecerea cele veșnice a soției. De vreme, da. Da, chiar și faptul că copiii erau, cum să spunem noi, urmăriți de alți copii, denigrați, au fost dați afară din școală de către comuniști, tocmai pentru că tatăl lor era episcop și, bineînțeles, iubea pe Dumnezeu și nu ținea cont de bolnavi, că făcea parte dintr-o, să spunem, societate înaltă sau nu, el îi vindeca pe toți care aveau nevoie de vindecare. Ori lucrul acesta, iată că a tras foarte multe lupte, foarte multe încercări. Și, bineînțeles, că în închisoare se spune, se pare că el a fost anchetat chiar de un fost preot care abdicase de frică, de frica comuniștilor și de frica celorlalți, sigur că da, abdicase și devenise anchetator în închisoare. Unul dintre cei 4 anchetatori ai acestui arhiereu a fost chiar acest
fost preot și, bineînțeles, care a dobândit iertarea chiar în fața arhiereului Luca, în momentul în care își dădea Duhul în fața lui, în celulă. O viață extraordinară de întoarcere a celor care și-au găsit, să zicem, rătăcirea și chiar și, iată, a unor momente dramatice din viața oamenilor. Mii și mii și mii de oameni au găsit vindecare și alinare la acest om. Mii și mii de oameni au găsit o îndreptare și, bineînțeles, o salvare în fața lui Dumnezeu. Nimic și niciodată nu poate să înfrângă un om, nicio boală, decât numai disperarea și necazul că nu se poate face nimic și că mori fără ca cineva, dincolo de această moarte, să îți aline suferința. Un exemplu extraordinar de mărturisitor al credinței și ca om de știință și de conciliere în interiorul aceleiași persoane a științei cu credința. Era, cum ziceam, un chirurg strălucit, făcea operații, dar ținea, am citit în biografia sa, ținea că atunci, după ce încheia o operație și curăța, să zicem, rana aceea sau cusătura pe care o făcea la încheierea operației cu iod în forma crucii. Adică numai așa ținea să-și împlinească această meserie, acest meșteșug, pentru că, până la urmă, e o artă să poți să vindeci, dar cu conștiința că vindecarea ta e ajutată de vindecătorul absolut, cel de sus. Și iată cum Dumnezeu transferă puterile sale prin chipul înfăptuirii semnului Sfintei Cruci. Da. Este extraordinar. De aceea, iată, noi cinstim crucea, pentru că prin cruce înțelegem toate suferințele noastre are și toate vindecările noastre. Are o putere în sine crucea, Părinte, revenind la cruce, la semnul care stă în mijlocul sărbătorii Înălțarea Sfintei Cruci. Crucea este istoria înveșnicirii noastre. Fără această istorie nu putem să dobândim veșnicia. Dacă noi ne readucem și ne reimplantăm în cruce ca mlădițe care să se folosească de trunchiul care este crucea, cu siguranță că și noi vom câștiga veșnicia lui Hristos. Nimeni care este în afara crucii nu poate să dobândească mântuire. Ori când spuneam că prin cruce, prin roadele crucii se dobândesc toate celelalte taine, aduceți-vă aminte că Mântuitorul Hristos ne-a trimis pe toți să ne botezăm în numele Sfintei Treimi. Dar când ne botezăm în numele Sfintei Treimi, spun Sfinții că dobândim roadele crucii lui Hristos. Ori aceasta înseamnă o schimbare și o paradigmă de schimbare a întregii noastre vieți și, bineînțeles, că înseamnă o moarte a unei vieți pătimașe, unei vieți, să zicem, păcătoase și renaștere la o viață alături de Hristos. Acesta este altoiul pe vița Hristos, care se face prin cruce. Dar se face nu fără noi, nu fără o participare efectivă a celui care, zice, se altoiește. Dar ca să te altoiești, trebuie să adopți o anumită atitudine. Și ați făcut referire la îndemnul lui Iisus Hristos, care ne spune să ne luăm crucea și să o purtăm. Nu e doar un semn, nu e întretăierea a două axe, care până la urmă, să zicem, ne reprezintă pe noi ca oameni, pentru că un om cu brațele deschise trasează clar o cruce. Dar nu e numai acest semn, e o atitudine. Să porți crucea, să-ți asumi crucea, să mergi pe calea crucii, înseamnă să fii într-un anume fel. Și aș vrea să ne spuneți cum înțelegeți dumneavoastră în perioada aceasta grea prin care am trecut, de restricții și din punct de vedere religios, din cauza acestei pandemii, ce înseamnă în condițiile acestea concrete să-ți asumi, să-ți porți crucea? Cred că exemplul Sfântului Luca al Crimeii, care a pătimit în perioade extraordinar de cumplite pentru Rusia și pentru Kiev, este un model și pentru noi. Cred că și noi traversăm astăzi, dar la o scară mai mică decât acele vremuri, sigur că da, aceleași încercări.
Ori, dacă reușim să trăim cu Hristos și prin cruce, asemenea modelului acestui sfânt, eu cred că această epidemie ar trece atât de ușor și mult mai lesne, încât ar exista pentru noi o altă formă de conștiință de viață. Sunt state în lumea aceasta care nu vor să admită cuvântul pandemie. Își asumă o altă existență. Nu că n-ar exista cazuri de boli, de boală în țara lor, dar pur și simplu este schimbarea paradigmatică a felului de a trăi. Dacă noi atragem aceste, cum să spunem, numai restricții, fără să găsești o soluție, cum să spunem noi, de schimbare a mentalității și cu care să te poți transforma, schimba, la nivelul societății nu poți să faci nimic. Orice pandemie vine și trece. Dar felul în care poți să îți schimbi mentalitatea imprimând diferite ideologii, să spunem noi, periculoase, poți să transforme inevitabil din viață în moarte. De aceea, urmarea crucii lui Hristos este practic un curaj. Urmarea exemplului Luca al Crimei este de asemenea un îndemn la curaj și la asumare. Nu vă referiți la curajul de a nega niște realități sanitare care sunt constatate și pe pielea noastră, pentru că unii dintre noi s-au îmbolnăvit. Nu despre acel curaj. Nu despre acest curaj. Că ăla, de fapt, nu e un curaj. Nu este un curaj. Aceea nu este o atitudine potrivită, însă pentru noi este mai potrivit să știm, să trecem peste momentele dificile cu o anumită bărbăție duhovnicească. Fără să renunțăm, bineînțeles, la raportul nostru moral și de viață morală pe care trebuie să-l avem în raport, să spunem, cu Dumnezeu și cu semenii. Pentru că în momentul în care, vedeți, adoptăm o atitudine fricoasă, practic renunțăm la atitudinea de a ajuta pe semeni. Practic ne... Deci a purta crucea elimină din ecuație frica, pentru că la capătul crucii știi tot timpul că e învierea, pentru că așa a fost în cazul lui Hristos. Și dacă crezi în el, mergi cu acest gând și cu acest curaj, care elimină teama aceasta de moarte, exact. Frica ce paralizează multe inițiative, se poate întâmpla, clar. Îmi vine acum în minte un exemplu pe care trebuie să-l depășim. Spre exemplu, foarte mulți au fost cumva, între ghilimele, demonizați pentru faptul că au purtat boala. Alții sunt demonizați pentru faptul că nu s-au vaccinat. Lucrurile acestea... Există tot soiul de sciziuni, de împărțiri pe grupe. Pandemia face lucrul ăsta, adică pandemia. Noi, oamenii, în condițiile acestea, e bine, ne împărțim. Cred că Sfântul Luca al Crimei ne dă medicamentul care să tămăduiască aceste, cum să spunem noi, suferințe lăuntrice, astfel încât să putem să depășim aceste împărțiri, pentru că toți suntem părtași și lucrătorii împreună în via aceasta lui Hristos, chiar dacă trecem prin suferință și boală. Da. Frumoasă asociere, ziceam, a Sfântului Luca al Crimei cu Sfânta Cruce și suntem la final, Părinte Cristian Trandafir, și aș vrea să ne amintiți care va fi programul sărbătorii închinate Sfintei Cruci la parohia Sfântul Vasile cel Mare și Înălțarea Sfintei Cruci de pe Calea Victoriei. Anul acesta, evenimentul nostru legat de hramul Sfintei Cruci se întinde pe 4 zile. Uh-huh. Începând cu data de 11 septembrie, adică sâmbătă aceasta, la ora 16 vom primi raclacul Sfântul Luca al Crimeii. Apoi îl vom așeza în biserică, vom face slujba vecernii și a litiei. Bineînțeles, vom vorbi un pic despre Sfântul Luca ca să facem o pregătire perceptivă pentru urmărirea acestui film pe care îl vom difuza la parohie. Ne va crea o atmosferă fantastică. În acea seară de sâmbătă, da? Apoi, duminică dimineața, este duminica dinaintea Sfintei Cruci. Știm că sărbătoarea la Sfintei Cruci are o duminică de prăznuire înainte și o duminică după. Și bineînțeles că seara vom face acatistul Sfântului Luca al Crimei și vom ține o conferință
în curtea interioară a bisericii, începând cu orele 16:30, slujba și apoi conferința, cu ora 17, despre necesitatea comemorării și, bineînțeles, a întreținerii, a îngrijirii monumentelor și a troițelor, semnificația lor. Spre exemplu, de ce pe cruce trebuie să scriem Iisus Hristos Nica și nu Inri? De ce anumite simboluri? Unde ne trimit? O conferință care se încadrează în tema acestui an omagial. Exact, se încadrează în tema acestui an. Și, bineînțeles, vom avea invitații deosebiți pe Părintele Arhimandrit Kiril Lovin, care este și asistent la Facultatea de Teologie din București, precum și pe domnul profesor Ștefan Berechet, care predă un curs de iconologie, de artă creștină la noi, la Facultatea de Teologie, și care ne vor ajuta să înțelegem mai bine simbolurile și de ce trebuie să cinstim aceste monumente. Deci acest lucru se va întâmpla duminică seara. Invităm de asemenea pe credincioși. Iar luni după masă, ziua procesiunii, nu? Luni seara... Cu o zi înainte sau când are loc procesiunea? Luni seara, pe 13 septembrie, vom avea procesiunea, bineînțeles, dar va fi precedată această procesiune în jurul bisericii de priveghere. Vecernia, Mare Litia, Catisul, Sfintei Cruci, un cuvânt deosebit despre acest eveniment, despre acest moment, și, bineînțeles, vom înconjura biserica cu lemnul Sfintei Cruci și cu moaștele Sfântului Luca al Crimeii. Pe 14 septembrie, este marți, vom scoate din nou lemnul Sfintei Cruci și vom avea o liturghie arhierească, va fi prezidată de Preasfințitul Varlaam, ploieșteanul, delegatul Părintelui Patriarh Daniel, pentru care îi mulțumim în mod deosebit, ne-a dat binecuvântare și ajutor pentru efectuarea acestui eveniment pe larg, și bineînțeles că se va binecuvânta poporul cu lemnul Sfintei Cruci. Va fi un moment extraordinar, deosebit, pe care îl așteptăm în fiecare an, se întâmple. Da. Așadar, o sărbătoare deosebită, un hram la Biserica Sfântul Vasile cel Mare și Înălțarea Sfintei Cruci de pe Calea Victoriei din București, la care sunt așteptați să participe cei care vor să fie aproape de lemnul Sfintei Cruci, desigur păstrând aceste reguli impuse de condițiile de pandemie, fiind aglomerație, bănuiesc distanță cât se poate între credincioși și purtarea măștii, chiar dacă e în aer liber, pentru că unde e multă lume, așa impun aceste reguli. Părinte Cristian Trandafir, vă dorim să aveți o sărbătoare frumoasă, să vi se împlinească gândul, pentru că v-ați făcut, bănuiesc, un plan, un gând despre cum să se întâmple totul bine și să fie așa, și să ne ocrotească Dumnezeu prin Sfânta Sa Cruce de această boală, să se termine cu ea cât mai curând. Doamne ajută! Să rămână! Mulțumim că ne-ați privit, dragi telespectatori, la bună revedere aici, la Trinitas TV.